Parlamentul marchează două decenii de la constituirea primului legislativ al Republicii Moldova, ales democratic. Cu această ocazie, pe 23 aprilie va avea loc ședința festivă istorică a legislativului, în cadrul căreia deputații urmează să voteze restabilirea declarației de independență a Republicii Moldova. Asociația Parlamentul 90 declară că în acel moment al adevărului, opinia publică va putea afla cine sunt adevărații stataliști. Atât de mult s-a vorbit și se vorbește în permanență, deseori demagogic, despre faptul că cineva sunt stataliști, iar unii nu sunt stataliști. Iată, pe data de 23 aprilie, și apoi 26 aprilie, se va vedea toți oamenii din această țară, toți cetățenii Republicii Moldova vor vedea cine sunt adevărați stataliști. Palmaresul primului legislativ al țării constituie peste 1600 de legi, acte normative și decizii politice ce stau la baza funcționării statului nostru. Actul de primă importanță fiind declarația de independență dispărută fără urmă în timpul evenimentelor din aprilie 2009. Tot atunci au ars toate stenogramele ședințelor primului parlament. Primii parlamentari la rândul lor vor revota cel mai important document al statului nostru, care se va păstra minimum 500 de ani. Parlamentarii independenții și ai transformărilor din anii 1990-94 menționează gravele deraieri ale guvernelor de după 1994 de la cursul democratic al Republicii Moldova. Am încercat să dăm societății un imbolt că nu stau lucrurile bine. Nu ne mișcăm în direcția care a fost trasată în acești ani de zile. Și dacă noi de acest nu spunem tranșant și nu încercăm să sensibilizăm societatea civilă, viitor mare nu există. Multe momente care sunt proclamate în declarație, deci și-au găsit realizarea în societatea noastră. Însă, cum a accentuat și domnul președinte al asociației noastre, ultima perioadă de timp și mai ales 8 ani de guvernare comunistă, practic au adus la un dezastru și inclusiv și în contextul statalității Republicii Moldova. Desigur că noi am fost mari romantici ai epocii revoluționare, trecerea de la comunism la o societate liberă. Eu cred că noi ne-a reușit să punem bazele unei societăți libere. Cu ocazia celor 20 de ani de la constituirea primului parlament, a fost lansat un prețios volum de fotografii și de documente despre evenimentele istorice din anii 1989-1994. O conferință cu același prilej va fi organizată pe 17 aprilie la Palatul Republicii, la care vor participa foști deputați ai primului parlament, ai guvernelor Druc, Muravski și Sanghele, precum și autorități din fosta RSS moldovenească.